Sonra tabii Mekoshi Mishibine Mamre Gostila Ono episodin sera nostra de piese ca guardare. Astăzi am un episod mai special pentru voi. A ieșit seria RX 580. Da, ați auzit bine, seria 580 de la AMD Radeon și m-am decis să fac un build cu el. Prima dată și prima dată alegem vedeta. Vedeta? Aici după aici, nu vezi pe aici. Model. Ne ducem în jos. Uite, 580. Așa, și o să vă spun părerea mea despre 580. 580. Hai să vă zic părerea mea. Părerea mea este că nu se merită să dai banii pe placa asta video. Și vă spun de ce. Dar, hai că fac om. Deci, vă puteți uita că are aceeași frecvență și costă aproape dublu. Da, o băgăm pe aceasta. Și vă spun de ce. Placa asta video e între 1030 și 1070. Deci, ar veni 1050, 1060, RX 580 și 1070. Nu vă gândiți că Ia să pun acum procesorul și continui după ce vreau să zic. Nu o să pun... Ia să vedem cât costă asta. Am totuși să pun procesorul ăsta. Bă, da, dacă asta costă atât, procesorul mă cât mai costă, mă, frate. Cabile, că e 5... 12 milioane, păi și... Asta de ce e mai ieftin? Mă rog... Bă, hai să-l punem pe... procesor... preț producător Intel... top vânzări... data apariției. Așa, o să pun un i5. Dar nu este pe aici. Din câte văd eu. What the fuck, unde m-am dus? Bă! Serie i5. Din seria 7-a și o să pun pe uite-mă pe acesta, dar nu știu de ce că costă cât procesorul meu, pentru că e mai bun decât procesorul meu, nu e cu foarte mai bună performanță, dar este mai bun. Hai să vă zic de ce nu vă recomand eu placa asta video. În loc să dai... deci puteți vedea, vă costă 13 milioane și e aproximativ cea mai ieftină placă. Se bate cu un GTX 1060, dar este mai bun. Este între ele. Eu v-aș recomanda un GTX 1070. Că la banii o să dai 13 milioane pe ea, dar într-un fel mai târziu o să-ți pară rău că nu ți-ai dat 1070. După mine 1070, acum rupe absolut tot ce vrei tu. Dar hai să vedem ce specificație are
Doamna pleacă. Așa. Nu e foarte, foarte mult. Din câte știu, placa mea video are 1700. Bă, nu știu ce să zic despre asta. Este o placă potentă, dar este între 1060 și 1070. Deci, un 1060 costă 11 milioane, dacă nu mă șel. 11-12 milioane. Și este mai bună asta decât GTX 1060. Și 1070 costă undeva pe la 18 milioane. Eu v-aș recomanda GTX 1070. Dar dacă nu aveți bani de 1070, mă strângeți. Dar dacă tu nu aveți, cumpărați-vă una de asta. Dar nu știu ce să zic, nu bag mâna la foc, că o să vă țină 3 ani de zile de aici înainte. Memorii. Hai să dăm la memorii. 2400. Uite mă, să vă bag de asta serie de la unde ești mă? Fury. La Fury. Kingston Fury. Bă da, stai mă că top vânzări. Așa, 16 GB de RAM. Nu mă interesează mă ei. Uite mă, eu să vă bag așa. Kit de 16 GB de RAM. De TR4 la 2133. E mai mult decât suficient. Acum o să vă bag un hard disk-ul pe care îl recomand eu de fiecare dată. Acesta e. Acum o să ne ducem la sursă, pentru că dacă nu bag acum o să uit să bag sursă și iar o să-mi spuneți: micule, ai trebuit să băi sursa, tată. Acum că am băgat un AMD, o să fac o sursă puțin mai potentă, care este asta la 2.900.000. Bine, ar fi bombă și asta, dar eu vreau ceva să vă țină. Acum ar mai fi un SSD și după aia placa de bază. V-aș recomanda SSD-ul. Dacă stau de mașina dispărat pe fundal, nu cer scuze. SSD-ul acesta are peste 100 de produse vândute și e de la Kingston. Pana mea. Placi de bază. Socket. Ce socket? Cam și uitat. Ce socket? Bă, unde e placa? Unde e sursa, bă? Am vedea, uite sursa aici. Ce socket are ăsta? Ia stai să vedem socket 1151. E Kabilek. Kabilek parcă avea altă. Mă rog. E bine. Dar trebuie să mă uit de generația 7-a. Dar am pus să fac update la placa de bază și nu e. Dar o să pun o placă de bază mai
potrivit așa. Ne ducem la pagina a doua. Stai mă, nu așa. Preț crescător. Pagina a 4. Aici am ceva mai bun puțin, pentru 400 de lei. Să nu vă pun chiar o petardă de placă. O să pagina a 8-a. Hai să vedem. Așa. Ia să vedem. Hai să pe 150 M Pro Gaming. Știi că placa asta e foarte bună. Dar știi că nu pot să fac update. Sau cu procesor 1151. Așa. Model chipset. Nu. Format ATX. Nu. Nu știu unde să mai mă uit dacă are generația 7-a. Dar cred că pot să fac și ultima asta asigurare. Deci asta sigur are generația 7. Uite, vedeți? What? Frate, asta era 6 milioane și ceva. What the fuck? Băi, e bine. E super, super, super bine. Ia stai. Să dăm un refresh. Deci avem placă video, placa de bază, procesor, memorie, SSD, așa și așa. Ce ar mai trebui, hai să vedem, carcasă curăr. Mă, din câte știu eu, procesorul ăsta vine cu un curăr inclus. Nu? Nu are curăr inclus? Păi e box. Bine că m-am uitat. Curăr. Bă, stai că nici nu știu. E cu capa procesorul? Da, e cu capa. O să vă pun orățire perichid. Orățire perichid. Pentru că 151. Da. Tip răcire. Tip răcire lichid. Pentru că probabil ați vrea voi să faceți vreodată un overclock. Și nu știu dacă un procesor pe aer o ține un overclock. Unde e măra? Unde e măra, mă? Că vreau să vă țin, vreau să vă pun ceva ca lumea. Uite mă, ăsta. Ăsta bate tot. E puțin scump cel, dar vă zic că vă ține ca lumea rău de tot. Acum, carcase. Îmi place o carcasă de la
producător așa, de la stăm unde la cine la noi. De la Zalman, parcă de la Zalman. Oare Slugă nu știu care e. Da, este fix carcasa aceasta. Fix această carcasă. A, nu să mă, asta. Este o bijuterie de carcasă, îmi place foarte mult. Adaugă în coș. Și total a ajuns la 53 de milioane. Vă zic că cu 53 de milioane nu aveți ce să puneți ceva mai bun. Bine, ceva mai bun aveți ce să puneți, dar ceva mai ieftin și să aveți performanța asta, nu aveți cum. Nu aveți cum. O să vă las un cupon de reducere dacă vreți să băgați aici cuponul meu de reducere. Este de 1% și vă scade de la 500 de milioane la 100 la 500 de milioane 400, cred. Mai văd la 20 de lei în plus, nu știu, la 20 de lei vă puteți lua o sursă mai bună, nu știu, sau altă carcasă mai bună cu 20 de lei, dar mai frumoasă, dar nu prea văd ce carcasă mai frumoasă mai pune. Nu știu, cam atât a fost. Eu sper că v-a plăcut build-ul meu de astăzi. Dați voi un like acolo, să fie bine, să nu fie rău. Și nu uitați că ziseară vă face live. Cam atât a fost, papa. Pa.